discuții pe această temă. Poate fi o înțelegere sau poate fi un act normativ care să permită ca după data de 1 ianuarie să nu fie obligați toți cei care au beneficiat de măsura amânării ratelor să fie obligați să plătească toate ratele. Cred că se poate discuta asupra unor reșalonări sau unor sisteme astfel încât povara lunară pentru rambursarea ratelor să nu fie atât de mare începând cu 1 ianuarie. Care am luat, putem discuții, pentru că știți foarte bine că e o legătură între sistemul financiar bancar, în care și Banca Națională implicată și trebuie să participe la decizie. E vorba de asemenea de legătura și cu mediul de afaceri și cu cetățenii care au beneficiat de aceste suspendări.